Eu e mistru cu lui Adel. Nu e adevărat. Și eu trăim și astea două. Doi de e, da. Doi de e am avut cu Adel. Da, doi de e cam cu... Așa. Bun. Și nouă îmi place pe aia. Știu, eu că a ei drept unic, nu? Am un muștiu care e la tine și îmi dat chibisitoare. Chibisitoare. Atât am înțeleg. Și tare cu sfii și la tine. Noi. Dacă erai isoșel. Da. Dar a luat de puțin și mai nou. Deci n-avem motive. Adică, cum știm că A, B, E, C e trapez. A, B, C e în trapez, da. Hai să scriu raportul de asemenea între triunghiul ăsta și triunghiul mare. Corect. Păi nu a scris? Nu. N-a scris. A, e D supra AD. E D supra AD. Egal cu... Egal cu CD supra BD. Că D tot supra BD. Și egal cu CE supra AB. CE tot supra AB. AB. Echivalentul. Hai să oprim. E D și AD nu știm. E D și AD nu știm. Dar putem să zicem E D supra... E D sub... Nu, putem să zicem... În loc de AD... În loc de AD zicem 2 de E. Deci punem E D supra 2 de E. E D, AD, AD tot cât este? AD... Nu. De 3 ori. De 3 ori de E? Da. Deci atunci am să zicem E D supra de 3 ori E D. Da. Egal cu CD, care nu știm. Ba da, știm 9. 9. Supra. BD, care e 18, 26. 26. Și egal cu? Și egal cu că e supra B, adică că e nu știm, că e supra B, 18. Și așa vreau pe că e. Și B e. Și atunci avem că e de s-a dus scrie de aici. Că e egal cu? Ce e egal cu? Ce e egal cu 18 ori 9 pe 27, da. Adică 9 cu 27 se duc cu 3, 6. 6, da? Da. Ce e egal cu 6. Și ne trebuia ce e. Da. Acum știm, 6. Acum... Ce e egal cu 6? A, D, toată. A, E, cât este atunci? A, de 3 ori, de 2 ori... De 3 ori de E. A, E, de 3 ori de E. Și cum nu. Dar aveți raportul ăla de la bisectoare, domnul profesor, de asemănare. Deci am ca A, E, supra E, D, egal cu 1 pe 2, am vorbit. Da, da. Și nu știm nici A, E, nici B. Și de 2 ori de E, egal cât A, E, da? Păi A, E, dacă avem A, E, supra E, tu, egal cu 18 pe 9, atunci... E 1 pe 2. E 2 ori, 2 e așa. Deci asta aș trebui 18 pe 1. Da. Asta aș trebui 6. Da. Și trebuia el neapărat. Și știm cum unghiul ăla dintre ele este și aici și rai. Păi de asta implică să folosim aria, nu? Sau aria, ce? Dacă aș trebui pe două căi. Dar să ne folosim de la un teorem generalizat. Corect, teorem generalizat, în triunghiul ăla, că avem voie, chiar acum e drept unghi. În orice triunghi. Da, în orice triunghi, corect. Deci în triunghiul A, ce e, avem pe A, ce e, nu știu. Da. Ce e oști. Ce e oști. Și unghiul ăla de 60 grade. Și unghiul de 60 grade. Și atunci, A e pătrat. A e pătrat. Egal cu A, ce pătrat. A, ce pătrat. Plus... Ce e la pătrat. Ce e pătrat? Minus de 2 ori produsul ăsta ori 2 ori. Ace orice e. Ace. Orice e. Orice e. Orice e. Cosus. Deci e mai faptul meu și termen cosus. Da, de ce e pătrat. Și e cazul. Înlocuim cu știm. A e la pătrat egal cu Ace, o știm. 18 la pătrat. 18 la pătrat. Plus. 6 la pătrat. 3, 6.
Da, și plus minus de 2 ori... 2 ori 18 ori 3 ori 6. 2 ori 18 ori 6. Ori cost de 60 grade. Cât e cost de 60 grade? E 1 pe radical din 2. 1 pe 2. Pe 2. Da, vezi memoria, asta e memoria, așa, dar dacă e făcut așa, în așa mă arătat într-o seară și nu e fost de loc de acord, trebuie să mă urmărești. Și ca să faci cosimțul unui unghi, se formează trângul ăsta de dreptul închis și cosimțul e calcate de alătura, supra-ipotenuză. Ipotenuza e de 1 și rămâne cosinusul să fie totdeauna x-ul punctului din picioare. Iar la 60 de grade, ăsta e cosinusul. Mărimea acestui segment. Iar la 60 de grade, înseamnă că ăsta e împărțit în câte în 3. Și triunghiul ăsta, care se formează acum, ce fel de triunghi este așa? La urmă ori, triunghiul ăsta așa. Asta e rasă, asta e rasă. E echilateral. Echilateral. Și unii pică înălțimea într-un triunghi echilateral. Și asta toată e de 1, bucățica asta care e de 2. Nu mai uit niciodată. Și este egal acolo, 30-60. O rupe pe 2 pe asta. O rupe. 2 pe 10. Da. Egal cu 360 minus... Nu, 18 la 300... Da, 360, 324 plus 36. 360 minus 18 ori 6. 360 minus 108. Și egal cu 252. Asta este cine? Aie pătrat. Aie simplu. E radical. 252. Care 2 la 2 ori 7 ori 9. Deci egal cu 2 la 2, 3 la 2 ori 7. Deci egal cu radical din 2 la 2 ori 3 la 2 ori 7. Ori 7, zic, nu? Da. Și iese 6. 6 la 7. 6 la 7. Și acum care e 6 la 7, atunci... Toate le știi, toate mesiurile. Și a perimetrul triunghiului, dacă așa te dă, nu? Sau are la? Perimetrul. Perimetrul, da. Perimetrul triunghiului ACE este egal cu ACE. Și de că, cum l-am aflat pe E? Cum l-am aflat? Cu teorema le puteam generaliza. Știam două laturi într-un triunghi care e oarecare. Da. Știam cosinusul unghiului. Și așa aflăm aria triunghiului. Doamna, dar n-am aflat tare, am aflat mărimea laturii. O latură a unui triunghi. Da. La pătrat, egal cu suma pătratelor celorlalte două. Minus de 2 prosul lor, o să sunt între ele. Teoria lui pătratul era generalizată, da? Deci A e la pătrat, este A ce pătrat, plus ce e pătrat, minus de 2 ori A e orice e, ori o să sunt de, dintre ele, de data asta a fost 60 grade, și așa am pus mâna pe A e pătrat. Simplu A e este 6 radical de 7. Și acum perimetrul triunghiului este? Este 6 pe lângă 3 plus 1, 4. 4 plus... Ai scos 18 și ceva. 6 pe lângă 4 egal de 7. 6 pe lângă 4 egal de 7. 6. De 7. De 7, corect. Cred că ai făcut bine, nu? Că e 18 plus 6. 24, 6 ori 4, 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 6 24. 4 plus radical din 7, da? Plus 6 pe lângă 4 plus radical din 7. Da, 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 e corect. 6 pe lângă 4 plus radical din 7. Iată că am aflat. Hai să spunem aici că la punctul ăsta a fost un pic de treabă. Deci punctul A și că-s paralele și că la A ce a fost? Area triunghiului? La A a fost atras că triunghiul are area egală cu. Da, a fost simplu. Bara. Da.
Că paralel. A, B, că sunt paralele tot ușor. Da. C-ul așa aproape e C, dar nu cred că așa tot și pe aia. Deci a eu a ridicat probleme, vezi? A ridicat tot ce era mai da. Și chiar dacă știam, eu aveam gând că alea, triunghiile AC e egal cu AC ori EC ori coste aia. La alea este... Una este aria care e produsul altor sinusuri între ele doi. Deci aria e cam produsul altor sinusuri între ele doi, iar la teorema pentru generalitate este pătratul oricărei laturi. E suma pătratelor celorlalte două. Deci nu are nici legătură cu aria. Ca cu două laturi. E un binom în care a și ce... Se demonstrează, să știi că de pe un binom, pe acolo, e o chestie interesantă. Odată când o să avem timp, o să o demonstrez. Te rog, dacă la generalitate, ea are aplicații foarte... Mai avem o problemă, dar mă vin, domnul profesor, că trebuie sfatul ca să termină subiectul. Era o problemă, dar... Da, probabil că... Dar era cu prismă dreaptă și de aici ea trei subiunte și suntem o posiție. Paralelism, dar nu știu ce a fost. Așa că mai... Tot dat am trecut în ori jumătate. Da, bine, e vreo că am discutat funcția, știu, domnul profesor, tu preda funcția. Ne-am discutat cu discuția destul de mult, pentru că cred că o jumătate de ori funcția. Exact. Și acum subiectele astea se fac în două ore. Sigur, sigur. Deci nu, da. Am discutat nu două, două sau trei? Două. Atâta de trei, două. Așa. Și acum e suficient de două ore. Sigur. Tu știi funcții în momentul în care ți se dă subiectul, știi? Sunt foarte multe lucruri. Exact. Nu stai acolo să alucinezi prin noțiuni. Așadar, dragilor, un test pe care îl vom termina cu agora de la geometrie. Da. Și... A fost o tigrea pentru noastră și pentru și sfârșit de săptămână, când o să fim un pic mai proaste, da, da. Avem peste 100 de teste de astea. Ei, asta vom face foarte des. Deci, lămuresc de acum încolo, tema la clasă, să spunem... Să-ți fac acasă, doar dacă nu știi. Poate, ce nu se poate discuta? Aici și mai facem câte un test. Și facem câte un test. Cam peste 100 de teste. Da. Păi trebuie făcute acestea toate. Toate. Că ne intrăm în mână, pe care vreau toată materia. Toată materia, de pe 5 ori. Da, da. Da, foarte. Și acolo unde găsim fisuri, adică găsim... Lămurim. Vedeți, teorema ar putea ori generalizată, uitați. Da. Aici pot face o fel. Pauză și insistăm. Care mai dăm niște aplicații, mai facem nu știu ce, încât să fie determinat, să fie pus în situația de a o înțelege bine și să o aplici mai bine pentru să-i vești ocazia. Și aici pentru Cristi, în momentul ce, ca și sinteză, teste de evaluare națională, simulări sau ce să zicem, cum facem? Teste de evaluare națională. Da, că aici aș... clasa 8, toată lumea știe. Teste de evaluare națională, clasa 8. Și noi am început testul 1, cred, nu? Exact, testul 1, da. Testul 1. Și am 4 cu 10 peste 100 de teste. Da, bun. Înseamnă că avem treabă. Ce anume folosim aici? Toată materia. Exact. Când zici testul de evaluare națională... Materiile de 5 ori, asta e problema din clasa 7. Da, da, da. 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 Hai, nu uitați să dea like și share, să se aboneze pe YouTube, pe blogul domnului profesor, ca un mai de învățat. Și așa vor lua examenul de capacitate. Așa, așa. La revedere! La revedere.